Bună seara, oameni dragi! Am revenit. Vă mulțumesc din suflet pentru mesajele pe care mi le-ați dat și mi-ați urat însănătoșire grabnică. Știți cum e, nu e drag mort, nu există. Am revenit și vă mulțumesc din suflet. Contează, au contat spiritual mesajele dumneavoastră și eu vă doresc să fiți sănătoși și să aveți multă liniște în suflet, mai ales în aceste vremuri în care nici bine nu scăpaserăm de războiul dintre vaccinați și nevaccinați. Acum ne-am împărțit iarăși în două tabere. Unii suntem occidentali, suntem cu vestul, și unii suntem rusofili, suntem cu rușii, cu bolcevicii sau mai știu eu ce. În toată această confruntare a titanilor, în această ciocnire a civilizațiilor, domnule, nimeni nu ține cu România. Și dacă ar fi un meci de Champions League în care doi titani, doi monștri de divizia 1 se confruntă, România e divizia ce? Nu o bagă nimeni în seamă, nici la pariuri nu pune. E un fel de România face avântul prăbușirea. Nu e interesat nimeni în țara asta de soarta României. Se discută, toți analiștii, presa pune foarte multă presiune din nou pe noi, accentuând posibilitatea unui război. Dar nimeni nu își focusează atenția către soarta acestei țări, unde ne încadrăm, cum vom fi afectați. Eu vreau ca aici, la Ne-am trezit, la Metropola TV, noi să fim această Elveție, să fim acest sol de pace, mai ales că suntem o țară 85% creștin-ortodoxă. Așa o țară creștin-ortodoxă, care încă nu ne-am pierdut religia față de Occident. Păi noi ar trebui să cerem și să tânjim după pace. Când am devenit acești războinici care parcă ne dorim, parcă ne cerem un conflict armat, nu-mi dau seama. Eu vă spun sincer din suflet că aș vrea să nu văd convoaie de mașini și de tiruri ca în alte țări. Eu aș vrea să văd convoi și alai de preoți cu creștini, oameni habotnici, care să meargă la graniță, domnule, și să ceară pacea. Asta, pentru asta trebuie să ne rugăm și pentru asta trebuie să tânjim, pentru pace, nu după cine va câștiga conflictul, dacă va fi un conflict. Ba mai mult, foarte multe persoane influente din spațiu public parcă pun niște cărbuni pe acest foc și întrețin acest conflict cu declarații care mai de care. Ca să înțelegem puțin situația în imagine, așa, ce se întâmplă, domnule, în Ucraina. Ce se întâmplă în Ucraina? Vă dați seama, dacă acolo e răzbel, e conflict armat, am zis să vedem și noi, domnule, imagini, că am aflat doar știri pe surse, de pe TikTok, de pe Facebook, de pe Twitter, adică totuși, ori e război serios, ori ce se întâmplă aici. Și mă știți că eu vin, caut materiale și am zis să vă dau un material cu conflictele, domne, din Ucraina. Doamna Roberta. Here comes the other one. Oh, punch, punch. Punch, punch. Punch. Oh my god. Oh my god. And they don't even know they're being recorded. Oh my God. I get he doesn't want to go in, but oh my God. He's still going at him. 1, 2, 3, 4, 5, 6 police officers on one. Knees, punches, and all. Hey, you don't have to hit him like that. Please. What you guys are feeding him? What the fuck is that? There's nothing you can do here. Mă
Mă scuzați, oameni dragi, știți, am greșit clipurile. Nu erau cu violențele din Ucraina, erau cu violențele din Canada, știți? Se mai întâmplă, asta e greșesc. N-am găsit cu prea multe evenimente din Ucraina, mai ales că încă nu au intrat tancurile militare rusești pe teritoriul Ucrainei. Dar nu erau că l-am dat nici pe ăsta, nu? Cam ce ziceți? Eu cred, părerea mea personală este că până nu vedem asemenea violențe în Ucraina, cred că ar trebui să stăm liniștiți, că nu începe vreun conflict. Pentru că în timp ce suntem foarte focusați și atenți la ce se întâmplă la granița cu Ucraina, totuși se întâmplă lucruri într-o țară profund democratică, progresistă, o țară ca afară, la care tânjim, la care luăm lumină de la astfel de țări și uitați ce se întâmplă. Uitați ce se întâmplă. Asta este democrația pe care ne-o dorim. Un domn Trudeau care a instalat legea marțială, care a numit protestatarii pașnici, separatiști, militanți, săracii tiriști, săracii oameni care au protestat pașnic, pentru că se vede, sunt zeci, sute de filmări, dumneavoastră mi le-ați trimis. Aceste proteste pașnice sau se termină așa, cu violențe, cu restricții nemai întâlnite în niciun fel de democrație, care nu seamănă democrație. Tiriștilor li s-au ridicat asigurările. M-am și blocat acum. Li s-au ridicat asigurările. Au conturile blocate. S-au dat tot felul de legi, repet, s-a instalat legea marțială pentru a împiedica să-și manifeste dreptul democratic de a protesta. Asta mie mi se pare, repet, personal, mi se pare foarte grav. Foarte, foarte grav ce se întâmplă, dar, repet, suntem mai focusați pe ce se întâmplă în Ucraina, de unde primim informații doar așa pe surse din astea, Facebook, Twitter, nimic foarte, foarte credibil. Avem imagini și cu ce s-a întâmplat după ce președintele Vladimir Putin, acum două zile, a ieșit într-o declarație oficială și a recunoscut independența celor două regiuni, Donetsk și Luhansk. Vă avertizez că sunt, vă dați seama, ei acolo este câmp de luptă și sunt imagini cu un puternic impact emoționant. Vă rog frumos, dacă aveți și vă știți că aveți probleme cu inima, cardiacii, vă rog frumos, nu știu, puneți mâinile la ochi. Doamna Roberta, haideți să le arătăm oamenilor. Aveți, oameni dragi? Răzbel în toată regula sau ce? Vreau să știu ce părere aveți, de care conflict trebuie să ne temem mai tare și dacă trebuie să ne temem de conflict, chiar aș vrea să-mi scrieți care, nu știu, pentru dumneavoastră, care credeți că este tema care impactează România cel mai mult acum? Ce vă doare cel mai tare în țara asta? Asta aș vrea să știu și să ajungă mesajele dumneavoastră și la cei care ne conduc. Să vadă care sunt de fapt problemele românului de rând. Cred că asta ne-ar interesa mai mult. Bineînțeles că în declarația domnului Putin de acum două zile a fost menționat și numele României. Haideți să vedem, ca să citesc, să nu fac vreo greșeală, să nu uit ceva. Să vedem ce a declarat președintele Putin. Spunea așa: o mare parte din Ucraina a fost creată de Rusia. A fost făcută din părți date de Lenin din Rusia. Înainte și după cel de-al doilea război mondial, Stalin a dat Ucrainei părți din România, Polonia și Ungaria. Asta declara Vladimir Putin. Și pare că românii și-au adus aminte că avem niște
verișori, ca să le spun așa, niște verișori. Avem niște volochi, etnici români de-ai noștri, în Ucraina, de care lumea a uitat. Și lumea și autoritățile, noroc cu declarația domnului Vladimir Putin, că ne-am adus aminte de un Buceag, ne-am adus aminte de o Bucovina de Nord și, într-adevăr, de teritorii mari care au fost efectiv furate României după cel de-al doilea război mondial. Și am zis că ar fi păcat de la Dumnezeu să nu profit de acest moment și de faptul că sunt aici, în această emisiune ne-am trezit la Metropola TV, și să nu aruncăm un ochi către românii noștri de acolo, volohii din Ucraina, și avem un clip, un material video. Românii noștri din Ucraina, care din păcate nu se bucură de aceleași beneficii și același respect din partea poporului și autorităților ucrainiene, cum se bucură, de exemplu, la noi alte etnii, cum se bucură etnia maghiară, de exemplu, față de care avem respect și îi tratăm cu respect la noi în țară, dar iată că românii noștri, că sunt în Ucraina, etnicii noștri de acolo, volohii, sau că sunt românii plecați la muncă în diasporă, pur și simplu sunt ai nimănui, sunt abandonați. Dar noi suntem preocupați să ținem partea americanilor sau să ținem partea rușilor și uităm de ei noștri. Poate cu această ocazie, dacă tot s-a pus în discuție, nu știu dacă o să recuperăm noi teritorii sau ce o să facem, dar măcar să ajutăm acele comunități de români care nu au școală, nu au cum să învețe limba română, sunt priviți ca niște ciudați la școală, copiii de colegilor ucrainieni, nu au biserică. Nu au nimic. Un lucru foarte bun au o rată a natalității fantastică, ați auzit, familiile au câte 6-7 copii, un lucru deficitar la noi în țară, se știe că avem probleme la acest capitol și avem o populație îmbătrânită. Și românii de aici, din interiorul granițelor, asta este, nu mai fac copii, că uite, situația economică este din ce în ce mai grea. Sper din tot sufletul să se întâmple ceva pentru acești oameni și să ne ajutăm românii noștri de peste granițe, indiferent că sunt plecați la muncă sau că sunt etnici în alte țări. Printre persoanele care vorbesc și care incită la război și la separație și la, din nou, la teroare, este domnul Băsescu. Domnul Băsescu de câteva zile vorbește, ne explică ce se întâmplă, ce se ceartă cu Putin, numai dumnealui știe ce face. Înainte să comentez puțin așa despre ce zice domnul Băsescu, aș vrea să-i aduc aminte domnului Băsescu și poate, dacă tot are așa un apetit pentru a vorbi, poate ne spune exact de ce a refuzat acum 13 ani, când era președinte dumnealui și domnul Vladimir Putin era premier, dumnealui a făcut o propunere vis-a-vis de gaz. I-a făcut o propunere și n-am primit răspuns. Domnul Traian Băsescu n-a catadixit să împărtășească cu poporul român această propunere sau să se sfătuiască sau să ia în considerare. Haideți să vedem un clip de acum 13 ani ce propunea Vladimir Putin, ce propunea domnului președinte Traian Băsescu. Rusia e dispusă să livreze gaz direct României fără intermediari, deși pare o veste bună mai mult până va deveni realitate. Mesajul vine totuși chiar de la premierul Vladimir Putin și a fost lansat într-o conferință de presă. Autoritățile române nu au comentat până acum declarațiile premierului rus. Putin a aprobat, pe de altă parte, desfășurarea rapidă a observatorilor internaționali la gazoductele din Ucraina. Uniunea Europeană speră că livrările de gaz rusesc vor fi reluate cât mai repede. Declarațiile lui Putin au venit ca răspuns la întrebarea reporterului televiziunii publice române privind includerea României în proiectul gazoductului South Stream inițiat de Gazprom. Vladimir Putin s-a declarat de acord nu doar cu participarea țării noastre la proiect, ci și cu excluderea intermediarilor din comerțul bilateral cu gaz.
Мы не против того, чтобы Румыния приняла участие в Южном потоке. Это первое. Второе, то, с чего вы начали, посреднические компании на румынском рынке. Президент ставил в разговоре со мной этот вопрос. Мы согласны перейти на прямые отношения с государственными компаниями. Putin a revenit apoi asupra dosarului fierbinte al momentului, livrările de gaz către Ucraina, și a formulat o ofertă stupefiantă. Но у меня есть для Румынии встречное предложение, от которого трудно отказаться. Передайте, пожалуйста, президенту. Весь объем годового потребления Украины мы готовы продать вашей государственной компании. А вы сами уже продавайте дальше Украине. Пойдет? Запиши. La aceeași întâlnire cu presa, Putin și-a confirmat acordul cu desfășurarea observatorilor europeni care urmează să prevină eventualele sustrageri de gaz rusesc pe teritoriul Ucrainei. Premierul rus a criticat din nou puterea de la Kiev, care în opinia sa este afectată de corupție și nu poate asigura funcționarea normală a economiei. El a cerut Ucrainei să plătească pentru gazul rusesc prețul pieții, preț pe care economia ucraineană nu și-l poate permite. Chiar dacă disputa nu a fost soluționată, președinția cehă a Uniunii Europene a anunțat ieri seară că livrarea gazului rusesc prin Ucraina va putea fi reluată îndată după desfășurarea observatorilor. Cu câteva ore mai devreme, Comisia Europeană declara totuși că eforturile sale de mediere au eșuat din cauza obiecțiilor concernului Gazprom. Se pare că Rusia și-a schimbat atitudinea la insistența Germaniei, chiar dacă aceasta nu este afectată de criză. Deocamdată, nimeni nu știe precis când va ajunge din nou gazul rusesc în cele 18 țări europene rămase în aceste zile. Ce ziceți, oameni dragi? Ce părere aveți? Ce trebuia să zică domnul Băsescu? Ce trebuia? Trebuia să... Chiar sunt curioasă. Trebuia să accepte? Trebuia să măcar să inițieze o discuție pe tema asta? Pentru că, vedeți dumneavoastră, situația în care suntem astăzi cu gazul și cu facturile astea gigante, nu este o situație creată așa în ultimele două luni. Este o situație creată de toate acțiunile din... Uitați, de acum 13 ani, de acum 20 de ani, a fost un cumul de factori care ne-au adus în situația asta, pentru că am avut președinți ca domnul Băsescu, care, domnule, n-a fost preocupat cu bunăstarea românilor. N-a fost. A lăsat, după 10 ani de stat în fruntea statului, ne-a lăsat mai săraci și mai amărâți ca niciodată. Și acum vine și ne dă lecții. Vine și ne dă lecții. N-a știut să negocieze pentru țara noastră. Dar acum vine și ne ceartă politicienii actuali pentru situația gazului. Domn președinte, mergeți, domnule, și încălziți bricul Mircea, că atât a mai rămas din flota pe care ați vândut-o. Și stați de pază grănicer naval, nu știu dacă există așa ceva, dar sună bine, grănicer naval, grănicer maritim, stați pe mare și ne anunțați dumneavoastră când vin ruși. Lăsați-ne, domnule Băsescu, că atâta ne mai lipsea dumneavoastră în spațiu public și teroarea cetățeanului este completă. Pentru că tot vorbim de războaie, de suveranitate, de recunoașterea independenței unor teritorii. Repet, din nou, nu vorbește nimeni de situația României. Unde se situează din punct de vedere al suveranității România? Ce se întâmplă aici? Pentru că, da, sunt războaie, sunt regiuni care pot fi acaparate, invadate cu tancul, dar sunt regiuni, țări, chiar continente, care sunt acaparate prin metode mai puțin vizibile. Că vorbim de război cibernetic, unii vorbesc de război climatic, că vorbim de forme de subjugare economică, tot invazie e, știți? Tot invazie e și dacă ți-ai pierdut suveranitatea, mai contează acum că a venit să-ți dea cu parul în cap sau că te-a luat de vorbă, cu vorbă bună. Tot. Nu mai ai nimic. Ești fiul ploii, cum ar veni. Și e foarte interesant să înțelegem unde este România. Unde este România acum în toată situația asta. Dar înainte de asta, pentru că am sărit așa, le-am amestecat, înainte de asta, de fapt, are legătură și cu suveranitatea și cu relația noastră economică cu Rusia.
Pentru că nu suntem afectați doar pe parte de gaz și pe parte de petrol, de sancțiunile care vor fi aplicate Rusiei. O să rog pe doamna Roberta să ne dea materialul cu deficitul balanței economice dintre România și Rusia, o listă cu produsele pe care le importăm din Rusia și care acum, sancționată, nu să le mai importăm. Doamna Roberta, când aveți materialul ca să... Așa. Deci ce avem aici? Iată care sunt primele 10 cele mai importante produse din Federația Rusă. În primele 10 luni ale lui 2021, conform INS, petrolul și gazele sunt în top, da, urmate de minereuri și produse siderurgice. Ia uitați aici, stați așa că citesc, că v-am arătat ca să nu este act oficial, să nu credeți că inventez eu, și să le luăm pe rând, oameni dragi, să le luăm pe rând. Deci avem așa, mulțumesc frumos doamna Roberta, avem așa, pe locul întâi, după petrol și gaze, uleiuri brute din petrol sau din minereuri bituminoase, gaz de sondă, alte hidrocarburi gazoase. Noi nu avem gaz în țara asta. Numai gata, s-a terminat gazul. Chiar tot importăm din Rusia. 3. Cox și semicox de huilă, de lignit sau de turbă. Am zis că nu vă bine, oameni dragi. Deci eu când am citit, am zis că nu vă bine. Deci mai citesc o dată. Cox și semicox de huilă, de lignit sau de turbă. Păi noi stăm pe cel mai mare bazin carbonifer de huilă din Europa, la mine acasă, în Valea Jiului. Voi închideți minele și aduceți cărbune din Rusia? Oameni buni, este posibil așa ceva? Lignit la fel. Anul trecut au închis mina din Oltenia de lignit, o mină de suprafață. Fapt ce a dus la închiderea termocentralei de la Mintia. Ca să înțelegeți cum se leagă lucrurile astea. Cum de nimeni nu a prevăzut aceste lucruri? Sau s-a lucrat în sensul ăsta? Că nu mă miră, nu? De ce USR-ul voia cu atâta ardoare liberalizarea pieței energiei electrice? Culmea, coincidență, uite exact înainte ca toată această situație să apară. Cum se face? Dar cum e posibil? Deci dacă nu știați, acum ați aflat, cumpărăm și huilă, domnule. Cumpărăm și huilă și cărbune, le aducem din Rusia. Alte oțeluri aliate în lingouri sau în alte forme primare. Îngrășăminte minerale sau chimice. Și noi închidem Azo Mureș. Azo Mureș s-a închis pentru că nu-și mai permite să plătească facturile la energie electrică. Singura fabrică de îngrășăminte. Și noi importăm din Rusia. Din nou huilă și brichete, bare și tije laminate la cald, hârtii și cartoane craft necretate și avem și lemn, oameni dragi. Avem și lemn. Deci lemnul nostru, pădurile noastre mărețe, unele chiar virgine, că taie lemn inclusiv în rezervația Retezat, pleacă din țară, tiruri camioane de lemn, pleacă din țară în Austria și noi aducem lemn din Rusia. Vă dați seama în ce situație suntem? Dar ce o să facem acum dacă are Rusia sechestru și sancțiuni? Ce o să facem, oameni dragi? Deci nu mai avem nici, nu o să mai importăm de la ei nici lemn, nici cărbune, nici oțel, nici îngrășăminte, nici gaz, nici nimica. Dom'le, nu se mai poate așa. Nu știu ce fac băieții ăștia americani cu rușii, cum se ceartă, dar eu vă spun. Noi trebuie să fim un exemplu de țară, domnule. Să fim această Elveție și să le dăm soluția. Domnule, am înțeles, vă bateți, care să vândă gaz de șist, care să vândă gaz lichefiat. Domnule, cumpărăm de la toți. Jumate gaz lichefiat de la american, jumate gaz de șist de la ruși. Și gata, domnule, gata. Și ia exemplu toată Europa de la noi, ne dă mâna și ne vedem mai departe de treabă. Că e loc sub soare pentru toată lumea, să nu mai aud măgăria asta că suntem prea mulți pe planetă. Unde suntem? Unde suntem? N-avem și nu avem suficiente resurse. Cum n-avem? Că eu pe unde mă duc prin țară și în lume văd numai tarla, pământ nemucit.
Avem, domne, loc sub soare. Împărțiți, frățește, teritoriile, împărțiți, frățește, sfera de influențe și hai să ne vedem de treabă că dacă se ajunge la un conflict, nu va fi unul, repet, convențional și unul nuclear nu cred că își dorește nimeni. Deci cam asta este situația. Deficitul, ca să vă mai citesc puțin așa, despre această stare și situație. Că am citit mai devreme o știre care spune că Germania refuză să aplice sancțiuni Rusiei și că la negocieri va merge doamna Merkel. Asta pentru că primul partener comercial al Rusiei este Germania. Cu Germania are cele mai importante schimburi comerciale de miliarde de euro pe an. Ea este cea mai importantă, urmată de Cehia și Lituania. O să vedem ce o să comentăm pe parcurs ce se aplică aceste sancțiuni. Că vorbeam de suveranitate mai devreme, suveranitatea României, nu de mult, acum un an de zile, îmi atrăgea atenția un articol și mi-am adus acum aminte în acest context al declarării independenței regiunilor Donetsk și Luhansk. Și mi-am dat seama că la noi treaba e complicată, dar în același timp simplă. Pentru că la noi nu trebuie să vină nici tancurile, nici armata, nici nimeni. Pentru că noi am vândut peste 74% din terenurile agricole. Și agricultorii ne avertizau despre acest lucru de anul trecut. Anul trecut mai insistent și ne-a pus doamna Roberta aici, fermierii români avertizează. 74% din terenurile agricole arabile vor fi deținute de cetățenii străini. Și vorbesc agricultorii, 7 milioane din cele 9,4 milioane de hectare de teren arabe din țara noastră vor fi deținute de cetățeni străini. Dacă Parlamentul va adopta proiectul de act normativ prin care va fi modificată legea. Bineînțeles că s-a modificat. Deci asta este o altă problemă gravă. Păi când noi avem vândut mai mult de jumătate din țară, când noi suntem îndatorați mai mult de 50%, ce să mai spunem? Ce să mai facem? Mai putem vorbi de independență? Ne mai putem da cu părerea despre independența unora sau a altora? Când noi nu vedem ce se întâmplă aici la noi în ogradă? Este foarte grav ce se întâmplă. Că poate mulți o să spuneți, asta este, vin străinii, cumpără terenuri agricole și asta e. Ori crește grâu, ori zovâz, să meargă agricultura. Doar că nu prea se întâmplă acest lucru. De multe ori aceste terenuri arabile își schimbă destinația sau sunt lăsate tarla sau se pune o recoltă așa doar că de ochii lumii ca să se obțină subvenții de la stat, scopul fiind ca noi să nu prea mai producem nimic. Scopul fiind să cumpărăm totul de afară, din export. Nu cred că mai trebuie să vă mai spun că deja e truism, e clișeu când vă spun că peste 70% din mâncarea pe care o mâncăm, pe care o consumăm, pe care o cumpărăm, peste 70% este din afara țării, este din import. Astea sunt problemele care ar trebui să preocupe actuala clasă politică înainte de conflictele care ne depășesc. Și sunt variante, sunt posibilități. Uite, de exemplu, Polonia. Polonia a dat o lege pentru a-și proteja suveranitatea. Cam despre asta este vorba. A dat o lege care spune așa, a dat mai un pachet de legi. Pentru a cumpăra teren într-o localitate, deci vă citesc din Polonia, pentru a cumpăra teren într-o localitate trebuie să faci dovada că ai locuit acolo sau în regiune timp de cel puțin 5 ani. Deci nu poți să vii așa din senin, din iarbă verde și să vrei să cumperi nu știu ce sat din Polonia teren. Nu trebuie să arăți că stai acolo de 5 ani de zile. Cine cumpără teren își asumă responsabilitatea că va exploata în scop agricol acea suprafață pentru cel puțin 10 ani.
Deci se impune că dacă ai cumpărat un teren agricol, chiar să-l folosești, nu să-l lași tarla, ca la noi. Limita de achiziție a terenurilor este de 300 de hectare. Agenția care administrează acest sector poate verifica în orice moment tranzacțiile funciare și poate interveni pentru a face achiziții de pe piața liberă. Singurii proprietari de teren care nu se supun noii legislații sunt instituțiile statului și cele ale bisericii, în special prin prisma situației bisericii romano-catolice din Polonia, care a avut de suferit în cei 45 de ani de comunism. Deci, variante sunt și nu trebuie să stăm să inventăm acum mersul pe jos, apa caldă și gaura la macaroană. Pur și simplu aruncăm un ochi în Europa, vedem ce au făcut alte țări, copiem și dăm drumul. Dacă se vrea. Dacă se vrea a se salva această țară. Până nu este prea târziu, până când nu ne trezim, cum zicea doamna Turcan, ne trezim vii și ne culcăm sănătoși și ne trezim morți. Așa, mulțumesc doamna Roberta. Ne culcăm proprietari și ne trezim chiriași în țara noastră. Sper că suntem auziți. Sper că suntem auziți. Și se apucă lumea de treabă. Cam asta mi se pare mie foarte grav vis-a-vis de suveranitatea românească. Avem și noi, să știți, aici pe teritoriul țării noastre, avem războaie. Școlile au devenit câmp de luptă. Câmp de luptă au devenit școlile românești, mai ales din sectorul 1, unde acum două zile, cred, stați așa să vă citesc, domne, la un liceu de prestigiu din capitală, din sectorul 1, la Jean Monnet, au intrat niște copii, că sunt copii de clasa noua, sunt copii. Domne, au intrat cu topoare în liceu și au făcut acolo dita mai scandal. Un incident grav a avut loc luni după amiază la un liceu de elită din București. Mai mulți tineri au descins în unitatea școlară cu arme albe, printre care și un topor. Este vorba despre liceul Jean Monnet din cartierul Primăverii, adică zona 0 a Bucureștiului. Potrivit gândul.ro, atacul de la Jean Monnet a avut loc luni, 21 februarie, în jurul orei 18. Paznici au sunat la poliție, când în fața liceului a observat un grup de 10-15 persoane care aveau la ele mai multe arme albe, printre care și un topor. Deci asta se întâmplă în sectorul 1. La un liceu cu copii care ar trebui să fie în siguranță. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Pentru că anul trecut, fix în februarie, anul trecut, doamna Clotilde Armand, și citesc din lumeapolitică.ro, Clotilde Armand lasă școlile fără pas, copiii din sectorul 1 în pericol. Am comentat și anul trecut, comentez și acum, pentru că acum vedem efectele acelor decizii pe care le-a luat doamna Clotilde Armand, prin faptul că a redus bugetul pentru paza școlilor, iar cei care sunt acum pur și simplu nu fac față. Dacă au venit 10-15 copii înarmați cu topoare și pasnicul acela n-a făcut față, este clar că ar fi necesitat un număr mai mare de pasnici. Asta se întâmplă în 2022, când noi urlăm de războiul de la granița cu Ucraina și alte cele. De fapt, războiul se întâmplă pe aici cu topoare în, repet, zona 0 a Bucureștiului, în școli. Nu știu la ce a folosit doamna Clotilde Armand banii economisiți prin tăierea bugetului pentru paza școlilor. Nu știu dacă există ceva care să poată scuza, adică ce altă cheltuială poate scuza faptul că pui copii ăștia în pericol. Ce merită, doamna Clotilde? Ce merită? Dacă nu pentru oameni luăm niște măsuri, dacă nu pentru siguranța copiilor, pentru ce economisiți bani exact? Că nu știu. Doamna Clotilde, aveți drept la replică și chiar vă rog din tot sufletul să ne spuneți. Poate ne scapă nouă ceva. Poate ne scapă ce este mai important decât siguranța copiilor. Și nu vorbim doar de atacuri. Vorbim și de traficanții de droguri care dau târcoale pe la școli. Dacă asta se întâmplă în zona 0
a țării, a Bucureștiului. Vă dați seama ce se întâmplă în tot sectorul? Eu sper totuși că cetățenii din sectorul 1, mamele, că eu nu sunt mamă, n-am copii, mă rog la Dumnezeu să mă binecuvânteze cu un copil, dar să fiu mamă în sectorul 1, mama unui copil din Jean Monnet, păi ar trebui mers. A trebuit mers și întrebată doamna Clotilde Armand când are de gând să remedieze această problemă. Până nu se întâmplă ceva mai grav. Până nu se întâmplă ceva mai grav. Nu, repet, doamna a făcut o felul de tăieri și de economii din astea, să nu uităm că a tăiat finanțarea spitalelor. A patru mari spitale de urgență. Pentru ce anume, dacă toate aceste demersuri nu duc la creșterea calității vieților oamenilor din sectorul 1, unde s-au dus banii? Că totuși a trecut un an de zile. Ar fi trebuit să se vadă ceva. Dar problema copiilor și siguranței copiilor din școli mi se pare că este o chestiune care trebuie rezolvată ieri. Ieri. Dar asta înseamnă și ca cetățenii, părinții care au copii, să se implice. Că altfel, doamna Clotilde are impresia că trăiește, e stăpână peste un sector nelocuit. Cu oameni care nu reacționează, pur și simplu. Ăsta este atacul la care suntem supuși și la care sunt supuși copiii acestei țări. România a mai primit un atac de la USR, de la o doamnă de la USR, de o doamnă europarlamentar, care s-a găsit acum, în 2022, în plin război cu facturi, cu alimentele care, unele efectiv s-au dublat ca și preț. Benzina la pompă, mai are rost să vă amintesc? Mai are rost să zic ceva de prețul benzinei? Conflict pe la granițe, se reașează planeta. Și doamna europarlamentar Ramona Stugariu de la USR a considerat ea de bun augur și de bună cuvință să meargă la Bruxelles frumos la prezidiu și să ceară sancționarea României pentru că încalcă statul de drept. Eu aș întreba-o pe doamna Stugariu, care bineînțeles are drept la replică. Doamna Stugariu, vă așteptăm, aveți drept la replică. Doamna Stugariu, dar ăia în Canada acolo, ăia în Canada, de-am văzut clipul mai la începutul emisiunii, ăia ori încălca, doamnă, statul de drept? Trudeau, când a dat legea marțială, când a hotărât să blocheze conturile protestatarilor, să le ridice asigurarea, ăla o fi încălcat statul de drept sau așa se aplică democrația? Cu bastonul, cu cai care au călcat în picioare, în copite, protestatarii? Ăla o fi stat de drept pentru doamna Stugariu. Deci ceva se întâmplă în România, de doamna Stugariu consideră că România trebuie sancționată. Ca să nu ziceți că mint, eu o rog pe doamna Roberta să ne arate pe doamna Stugariu, ca să o vedeți, oameni dragi, să o vedeți pe doamna Stugariu. O'Reilly, Commissioner, dear colleagues, the European Ombudsman is and should remain our natural ally in the fight for transparency, for high ethical standards and good administration in the EU. I would like to congratulate you, Mrs. O'Reilly, and your office for the work undertaken in 2020. Under particularly difficult circumstances, you managed to continue working to safeguard our citizens' fundamental rights. We appreciate in particular the strategic work undertaken for evaluating the performance of the EU administration in the context of the COVID-19 crisis. As you have rightfully emphasized, in times of crisis, the obligations of transparency are not diminished. Abiding by them is even more crucial now in order to preserve citizens' trust. We appreciate also the efforts to inform better the citizens about your mandate and to streamline the treatment of complaints, including in the framework of the strategy towards 2024. When it comes to defending the citizens' rights, we have a huge task ahead of us. If we take the example of Next Generation EU, we need to ensure together better oversight on how these funds are used. 85% of citizens demand transparency
and effective control on these funds, according to a special Eurobarometer for September 2021. I myself included such provisions in the text, and I am counting on you and all our colleagues from all the political groups to fully support this approach. Thank you very much. Doamna Roxana Jeanu spune că lipsa de reacție naște dictatori. Ce bine nu naște. Lipsa de reacție a oamenilor nu naște nimic bine. Pentru că oamenii ăștia nu trebuie să uite că ne administrează viețile, că li s-a dat un vot de încredere sau, mă rog, după posibilități, mai un vot, mai un sac, mai un rucsac. Dar ne administrează viețile și sunt plătiți din banii noștri și trebuie să ne mai și răspundă. Deși doamna Clotilde a spus că va avea cea mai transparentă primărie, ați văzut nenumărate filmulețe cu dumneaei, refuză să vorbească, spune că nu are timp, că îi se pierde timp prețios. Cam asta este atmosfera la sectorul 1. Bună seara tuturor, domnul Romeo spune că am dreptate. Domnul Alecu Ganea, bună seara. Domnul Mutu Marian spune că a început războiul pe la celelalte posturi de televiziune. Păi tocmai, domnul Mutu. Dacă vreți cu pace, stați aici cu noi, Metropola TV, de dimineața până seara. Cred că mai e ceva după mine în afară de știri? Stați cu mine aici, cu noi, dăm știri corecte și încercăm să stăm departe de război. Deci dacă vreți cu pace, stați pe Metropola TV. Domnul Emilian spune plătită să vândă țara... zice de doamna Stugariu. Deci da, ați văzut-o pe doamna Stugariu, care este plătită din banii, tot din banii noștri, pentru că să nu aveți impresia că banii de la Uniunea Europeană pentru europarlamentari sunt veniți din cer. Nu, noi plătim o cotizație anuală, deci tot din banii noștri este plătită și doamna Stugariu și spre deosebire de parlamentarii ăștia români, aia de la Bruxelles, sunt plătiți bine. Sunt plătiți, ajung salariile până la 25.000 de euro, oameni dragi. 25.000 de euro lunar. Deci doamna Stugariu este plătită cu aproximativ 25.000 de euro ca să ceară sancționarea României. Ați înțeles? E frumos sau ce? M-am uitat pe pagina doamnei Stugariu, Ramona Stugariu de la USR, să văd cu ce se ocupă. Totuși, eu am vrut să fiu deontologă și să vă dau lucrurile bune pe care le face doamna Stugariu de acolo, dar știți, n-am găsit. N-am găsit, postările doamnei sunt doar niște postări de propagandă anti-PSD, anti-PNL, anti-AUR. Cu asta se ocupă doamna Stugariu. N-am găsit, că v-aș fi prezentat, din toată, mă știți că eu sunt o fată corectă, din toată inima v-aș fi prezentat ceva, proiect de lege, o inițiativă, ceva. N-am găsit, oameni dragi, e doar propagandă. Dar eu mi-am adus aminte, poate dumneavoastră nu știți pe doamna Stugariu, dar eu, care am o memorie de elefant, de femeie, că noi femeile ține minte, mi-am adus aminte că doamna Stugariu s-a remarcat totuși prin ceva, acum câțiva ani. Domnule, doamna Stugariu este o mare dansatoare. Este o mare dansatoare și asta tot e ceva. Măi, decât deloc, mai bine nimic. Haideți să o vedem pe doamna Stugariu în acțiune. Nu pot să aduc părăria. Îmi faci bine, nu mai ia. Doar ea știe să se mișcă așa. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
da? Că dacă nu la vot, atunci cine? Deci ați văzut grupul artistic USR, i-ați văzut în acțiune, melodia era rock, într-adevăr, nu prea sincronizează cei de la USR muzica cu dansul, nu prea s-au pupat, deși muzica era un rock de calitate, i-ați văzut. Doamna Stugariu era mai mult pe ceva twist, pe foxtrot, domnul Pâslaru, n-am înțeles dacă era paso doble sau tango ceva pe acolo, l-ați văzut și pe domnul Ghinea a jucat perinița, era în acea zonă, domnul Barna încerca o sârbă oltenească și doamna Clotilde era fiartă pe dansul pinguinului. Sper că v-am smuls așa un zâmbet pe sfârșit de emisiune, poate îmi spune doamna Roberta cât mai am. Un minut, perfect, cât să mai vorbim. Deci sper că v-am făcut să râdeți. Să zâmbiți măcar la aceste imagini cu grupul umoristic USR. Domnul Georginos, cu artificii seamănă mai mult a sărbătoare. Vă referiți la protestele violente din Donețk, nu? Mi se spune că trebuie să-mi iau la revedere. Oameni dragi, mâine este... Dragobete, mâine trebuie să fie o emisiune despre dragoste, dragostea din politică, mâine trebuie să fie cu muzică, cu dans, cu voie bună, mâine serbăm dragostea, domnule, dragostea în țara asta, sub toate formele ei. Vă mulțumesc că ați fost cu mine, urmăriți în continuare Metropola și urmăriți și pe timpul zilei, pentru că avem emisiuni una și una. Vă pup, vă iubesc, ne vedem mâine!